Atragerea de fonduri europene reprezintă un mare atu pentru comunele din județul Mehedinți. Astfel, primarul comunei Pristol, Ioan Neamțu, a semnat un contract de finanțare în valoare de aproape 3 milioane de lei în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, alături de el fiind deputatul Alin Chirilă și secretarul de stat Bogdan Simcea. Contractul a fost semnat pe componenta 10, Fondul Local, Reabilitarea Moderată a Clădirilor Publice, pentru a îmbunătăți clădirile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și se vor reabilita diverse clădiri administrative de la nivelul administrațiilor locale. Valoarea totală a proiectului este de aproape 3 milioane de lei. Este o veste bună pentru locuitorii comunei Pristol, deoarece, prin intermediul acestui contract, va crește nivelul de trai, iar clădirile publice vor fi reabilitate și modernizate. În ceea ce privește fondurile europene, județul Mehedinți, prin Consiliul Județean Mehedinți, a atras foarte multe fonduri europene menite să ducă la reabilitarea și modernizarea zonei. Aceștia reprezintă bani pe care trebuie să-i folosim pentru a îmbunătăți condițiile de trai și serviciile de care beneficiază locuitorii județului.